Apăsați butonul de like acolo să facem 60.000 de like-uri la clipul ăsta și credeți-mă că merită, așa că uitați-vă până la final. Salut, eu sunt Bogdan și bine v-am găsit la un nou vlog. Vreau să vă zic încă de la început că acest clip are scopul de a vă distra și atât. Este strict pentru amuzament. Puneți clipul ăsta la story, pe Instagram, pe Facebook, dați-mi tag, arătați-l și prietenilor voștri să râdă. Stați în casă pentru că este foarte important. Sper să se termine cât mai repede perioada asta, așa că am ales să vă distrez puțin așa cum am putut și vă recomand și vouă, nu vă jucați cu asta. Rămâneți în casă, aveți grijă de familia voastră și uitați-vă la clipul ăsta și haideți să râdem împreună. Nu uitați, urmăriți-mă pe Instagram la Marius Bogdan și haideți să-i dăm drumul la video. Astăzi vă prezint tipuri de oameni în carantină. Și bineînțeles că începem cu primul tip de om în carantină, acela care de atâta timp de când stă în casă a terminat toată treaba posibilă, dar s-a gândit să facă asta. Numărul 2, acela care stă pe telefon toată ziua în casă, îl butonează în continuu și își încarcă telefonul de cel puțin 5-6 ori pe zi, dar s-a gândit la asta. În sfârșit mă pot plimba toată casa și am bateria full. Ăla care nu avea nicio treabă cu calculatorul, dar stând în casă este nevoit să facă ceva, așa că s-a pus să se joace, dar din păcate s-a ajuns la asta. Vino-n coamă, vino-n coamă, vino-n coamă, băi, 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 stai pe lomă, tată.
Unde ești? Unde ești? Nu cred, nu cred, nu cred! În sfârșit. Ai mă, că nu mai pot! Fai, leu. Nu mai joc, gata, nu mai asta fac de 5 zile. Băga mi-aș calculator să-mi bag cum ies mă afară. Alt F4. M-a distrus, de când stau în casă. M-a distrus, efectiv. Nu mai pot. M-a distrus viața asta. Nu mai pot. Numărul 4, bineînțeles, românul care nu poate sta fără grătar, dar fiind în carantină și nu are voie să iasă afară, a găsit o soluție. Am rezistat 5 zile, 6 zile, o săptămână. Dar nu să mai pot și eu, nu mai pot. Întoarcerea din 3 mișcări, frumos. Uite așa. Și ne punem un pahar de vin. Numărul 5, studenții care fac cursurile pe internet cu profesorii pe videocall. Carla Borodeanu. Iordache Bogdan. Prezent, domn profesor. Sunteți prezent, Iordache Bogdan, da? Da, sunt prezent. Bine, astăzi vom preda noțiunea de familie, la dreptul familiei. Și vă rog să notați acolo că noțiunea de familie este privită sub mai multe aspecte, două puncte. Cel juridic, familia desemnează grupul de persoane în care există relații sociale. Cel sociologic, familia reprezintă o formă de relații sociale dintre persoanele unite între ele prin căsătorie. Virgulă, filiație. Virgulă. În urma cărora se produc anumite efecte. Numărul 6, atunci când nu mai au voie prietenii tăi să vină la tine și te joci poker singur. Forță. Deci da, mă bag cu asta, mă bag și pe asta și le bag și pe astea două. Ia să văd tu cu ce te arunci. Deci, pe lângă că o ai pe asta care e începută, hai să zicem că săpunul ăsta e bun și asta e proxy, nu prea merge, dar hai că o băgăm și pe asta. Așa, deci. Kent Royal, am luat tot.
Numărul 7, acela care s-a spălat atât de mult pe mâini în perioada asta, încât se întâmplă asta acum. Și nu în ultimul rând, numărul 8, atunci când, din păcate, trebuie să stai doar în casă și ți-e dor să joci fotbal. Mama, fii atent la schema asta! Ia! Atenție, la șarii, vezi ca planeta, para Messi, 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 Messi! Clipul, fraților, sper că v-ați distrat, sper că ați râs, dacă ați râs și voi spuneți-mi în comentarii care fază vi s-a părut vouă cea mai amuzantă. Nu uitați, puneți clipul la Instagram, dați-mi tag, arătați-l și prietenilor voștri cu siguranță și ei vor să râdă. Acesta a fost clipul cu voi astăzi, a fost Bogdan, iar noi o să ne revedem, bineînțeles, la următorul video. Vă salut și aveți grijă de voi!